Dragi creștini, prieteni și urmăritori ai paginii noastre, ne aflăm în vechea vatră monahală a Mănăstirii Hârbovăț. Aici, deja al treilea an consecutiv, se săvârșește slujba în cinstea icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni la Hârbovăț. Acest lucru a fost posibil cu stăruința și la raportul chiriarhului locului, înalt preasfințitul Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni și sfințit arhimandrit al Sfintei Mănăstirii acesteia. La data de 13 iunie 2018, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova hotărăște ca slujba praznicală în cinstea icoanei Maicii Domnului la Hârbovăț să fie săvârșită în prima duminică după acoperimântul Maicii Domnului. Cu această ocazie ne aflăm în casa Maicii Domnului, cum este numită Mănăstirea Hârbovăț, de mulți pelerini care pășesc pragul. Și dorim ca împreună cu preacuviosul părinte arhimandrit Spiridon, starețul acestui așezământ monahal, să vă invităm cu o deosebită bucurie duhovnicească la solemna slujbă în cinstea Maicii Domnului, care va avea loc duminică 17 octombrie. Dragi creștini, Mănăstirea Hârbovăț împreună cu obștea monahală vă așteaptă cu porțile larg deschise pe toți fiii Maicii Domnului, ctitori, binefăcători, pelerini și închinători acestui sfânt așezământ. Slujba praznicală va fi săvârșită de stăpânul nostru, înalt preasfințitul arhiepiscopul Petru, iar anticipat Sfintei Liturghii se va săvârși rânduiala sfințirii abii cele mici cu acafistul în cinstea preasfintei născătoare de Dumnezeu. Această slujbă praznicală va fi deosebită prin faptul că stăpânul nostru va aduce spre închinare o icoană a Maicii Domnului numită Casper, scaie veche de peste 200 de ani, care este așezată într-un chivot înconjurată de peste 40 de sfințeni. Tot aici, la Mănăstirea Hârbovăț, pentru prima dată în istorie, va fi adus o părticică în brâul Maicii Domnului. Mănăstirea Hârbovăț a educat duhovnicește generații de preoți, monahi și creștini. Așa că vă așteptăm pe toți, de la mic la mare, ca să vă bucurați împreună cu stăpânul nostru, înalt preasfințitul arhiepiscop Petru, de acest prilej de rugăciuni, unitate și comuniune sufletească, și împreună cu credință și smerenie, să slăvim pe Dumnezeu cel unit în treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și să aducem laudă Maicii Domnului, care a dat acest mare odor icoana sa, Făcătoare de Minuni a Moldovei. Deci, duminică, 17 octombrie, orele 8, vă așteptăm la prăznuirea cinstitului chip al Maicii Domnului la Hârbovăț.